profesor Cristian Gârbea la Clubul Copiilor și Elevilor. Domnul profesor, spuneți-ne despre activitatea de la Clubul Copiilor. Activitatea noastră la Clubul Copiilor include mai mult partea artistică, tehnică, informatică, dar în primul rând, odată cu venirea primăverii, activitatea, mai ales cea artistică, începe așa cum și păsările încep să cânte și copiii de la cercul de muzică își fac activitatea cu prisosință, în sensul că avem diferite activități, fie la concursuri, fie la spectacole, așa cum a fost și cel din seara aceasta, organizat de Clubul Copiilor în colaborare cu Casa Culturii. Câte cercuri aveți la dumneavoastră în club? Avem 8 cercuri, asta însemnând și artistic și tehnic. Pe partea artistică, am înțeles că aveți club de muzică populară și club de muzică ușoară. Spuneți-ne câteva cuvinte despre aceste două cluburi. Deci în cadrul cercului de muzică folk avem muzică ușoară, muzică folk și muzică populară, deci interpreți de muzică populară. Dar în același timp mai avem și clubul de dansuri, la care de asemenea este un ansamblu, la care evoluează și artiști, deci soliști de muzică populară. Noi suntem pe două cercuri care ne ocupăm de soliști de muzică populară. La muzică folk sunt și artiști, deci soliști, copii de muzică care cântă muzică folk și muzică ușoară. Câți copii aveți în subordine? Ținând cont că maximum este de 15 copii, iar minimul de 10, putem face un calcul la 12 grupe sau la 9 grupe, putem avea între 100 și 150 de copii. Faceți față? Facem față, pentru că regula este ca un copil să participe o dată pe săptămână la o grupă, dar cei care au valențe deosebite pot participa chiar de trei ori pe săptămână. Noi vă rugăm succes în toate activitățile desfășurate la clubul dumneavoastră, mult succes în toate proiectele pe care le veți desfășura aici în parcul Casei Culturii și de ce nu în fiecare săptămână să ne oferiți câte ceva mai special. Cu cea mai mare plăcere, de fiecare dată când o să fim solicitați sau chiar și la propunerea noastră, vom evolua aici în parcul Casei Culturii, parcul Ion Creangă sau și în alte locații. Cu cea mai mare plăcere. Mulțumim frumos. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. De cât timp activezi la Clubul Copiilor Târgu Neamț? De vreo un an. Cum este domnul profesor? Bun. Ce înveți acolo? Pian. Pian și văd că ai cântat în seara asta muzică populară. Da. De ce? Cânt și muzică populară. Eu îți urez succes, multă baftă în continuare și spor la școală. Mulțumesc. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Numele? Trifan Elena. De la școala? Liceul Tehnologic Vasile Conda. De cât timp activezi la Clubul Copiilor? Fac de 4 ani chitară, am făcut 2 ani pian și muzică populară de 3. Cum ți se pare instructorii pe care ai? Foarte buni, eu mă înțeleg foarte bine cu ei. Ei ce părere au despre tine? Asta nu prea... Cred că sunt mulțumiți. Mult succes în continuare și baftă în tot ceea ce vrei să faci. Mulțumesc mult! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Numele? Țărda Ștefan Bogdan. De unde ești? Din Pipirig. Cum ți se pare domnul instructor? Un profesor foarte extraordinar, cu o inimă foarte bună. De cât timp activezi la Clubul Copiilor Târgu Neamț? Aproximativ de jumătate de an. În ce clasă ești? A 7-a. Mult succes în activitățile pe care le vei desfășura și baftă la școală! Vă mulțumesc!